Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În urmă cu puțin timp, cățelul Lidiei Buble, Bubli, a murit, iar artista trece acum prin momente foarte grele. Artista a anunțat pe Instagramul personal că animalul ei de companie s-a stins din viață, iar acum nu știe cum va învăța să trăiască fără el. Nu știu cum voi învăța să trăiesc fără tine. Ai luat jumătate din mine cu tine. Te iubesc, prietenul meu cel mai bun, a scris artista în urmă cu câteva săptămâni. Lidia Buble a mărturisit că suferă de o boală rar întâlnită. Artista a declarat că adoarme foarte greu noaptea și asta din cauza nictofobici, afecțiunea care îi dă insomnii. Totodată, cântăreața în vârstă de 29 de ani a povestit că nu poate sta singură pe timpul nopții din cauza fricii și că își imaginează tot felul de lucruri înfricoșătoare care nu o lasă să doarmă deloc. Dacă am tablouri prin casă, mă gândesc că noaptea pleacă aia din tablou. Am nopți în care nu închid niciun ochi. Adorm doar spre dimineață când se luminează afară. 2-3 ore. În unele serii e chinuitor. În momentul în care rămân singură o iau razna rău de tot, a mărturisit artista. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.